Maica, hai! E Kinga! Cum e? Mergem? Nu ne lăsăm, nu? Ne luptăm până la capă, nu? Mai mult până la Târgu Jiu. Cum e? Rău! Ai grijă la bestele alea, să nu-ți intre în ochi. Dacă-mi spun ce mi-e. Acum așa nu-i de pe tine. Hai, sigur așa. Cram tăie. Ce mai zici? Hai, hai, că merge, de. Nu te merg așa. Poți să te... Bun. Așa e cel mai sigur. Hai, Cristian! Ce faci? Baftă! Baftă! Ce-mi e asta? Ne vedem! Yeah.
Poate sunt mult. Câte sute de participanți? Foarte mult. Ca de liceu. Problema e că unii deja merg de aici. Așa rău, pare că am uitat. 6 gram. N-am fost cu mai sunteți? Traseul scurt, la traseul Baia Mare. La 11 a trebuit să păsească câștigătorul de pe Mustura. Deci dumneavoastră, cei de la traseul scurt, veți fi aici și veți vedea cine este câștigătorul turei dificile de la Mustura. Iar pe la ora 11:30 de minute a trebuit să păsească și cei de la traseul Buta, cei mai rapizi concurenți. Ca să știți ce vă așteaptă și la ora... Craiova, Craiova, unde sunt cei de la Craiova? Da, nu este Craiova, este Craiova, Craiova. Craiova, Craiova.
Asta e fața unui om care nu are antrenament. Vai, greu, super greu. Fără antrenament deloc. Groaznic. Bravo, bravo, bravo! Mă încearcă niște crampe. Am dat cu un pic de apă rece, rece, pe gambe. Parcă e mai bine, dar nu mai forțez. Vreau să ajung la Buta și să știu că mai am doar coborâre de acolo. Thank you.
Nu, eu sunt în afara concursului. Ah, ok. Dacă vreți să vă mulți cu sticla, pentru ce? Păi ce ai făcut, mă, Mariane, mă, bă, Mariane? Hei, bravo. Îmi place că n-am mai alergat de... De mult, pe de-aia zi, mă, și miri că te văd. Mai mult până buta. Mai ai un pic. Mai ai de pedala ceva, ia încet așa că poți. Ai nevoie de ceva? Dăm niște glucoză sau ceva, banane, glucoză, ai? Glucoză, banane, uite aici, dacă vrei, ori îți dau așa întreagă, ori din asta tăiată. Dă-mi întreagă. Mersi, fain. Plăcere, baftă! Alo, mersi. Mai e. Salvarea. Frumos, așa? Da. Dar mai frumos era pe costură. Da, și mai greu. Și mai greu. Dublu de greu. Azi ai fost? Pe costura am mai fost, pe traseul ăsta n-am mai fost. Dar bine, nu, eu n-am mai alergat de luni bune. Asta e cel mai rău, când simți că organismul poate, dar mușchii nu mai vor. Tot crampe, e rău. Lipsă de antrenament.
Nasol. Hai mă, des drumul, mă. Nasol moment. Oricum nu mai am mult până la Buta și acolo cobor. Oricum, nasol. Trebuie să merg încet, că altfel iară mă blochez. Lipsă de antrenament. N-ai ce să-i faci. Hai mă, hai. Trebuie să trag de mine până la Buta și de acolo e coborâre. Pe forestier sau nu mai știu, deci teoretic este o coborâre ușoară, dar o să văd. Am venit bine până aici. Asta e și problema, că am forțat și de asta. În fine, dă înainte. Stau și mă gândesc dacă traseul Buta duce acolo sus. Acolo sus. Nu știu sigur dacă trebuie să urc până acolo. Dacă trebuie să urc până acolo, ce să zic? Am îmbulinat-o. Da, din păcate, acolo sus trebuie să ajung. Cam la sol. Sus, acolo de tot. Ia, ia, ia. Vai de mine. Crampele, crampele vieții.
Până la capă, nu? Mai mult până la Târgu Jiu. Cum e? Rău.
bogăție și vi am. Să o purtăm pe asta. Da. Scuze. Ești ok? Da, da, da. Mi se mai pun crampe din când în când. Costura, nu mai e mult. Besele alea, să nu-ți intre în loc. Dacă îmi sunt ei. Acum așa. Hai, ce cramp, cramp tău. Ce mai zici? Hai, hai, că merge, de. Dacă merge așa. Te poți să te... Bun. Așa e cel mai sigur. Fai, de mine spus și la cabana Buta. După cum a chinuit crampele astea, n-am crezut că mai ajung prea curând. Groaznic. Nu, nu. Doamne, doamne. Ma nu și pe voi că ați venit, mai aveți 5 minute de stat aici dacă sunt de pus cură, da? Da. Și după aceea închidem, vă zic. Dacă cineva nu se zic... Dacă era de mâncare, dacă era de mâncare de celălalt post, venea lumea un pic mai repede, da. Și nouă napolitanii scrii boc de astea. N-aș fai tot.
Mi-aș fi foarte bine. Hai că avem treabă. Mă duc în spate. Ok, e bine. Hai treabă? Da, unul ești. Aici? Ia, luăm de ora, ușor, da? Și doi, dacă are treabă, de aici. Cumva cât de mare hai, dacă aveți treabă, aveți problemă. Nu, te duci pe margine, deja e operare. Unde ești? Eu la unul. La unul. Unde? Gambele, gambe. O să dai. Dă-i și mie, te rog. Haide, Alin, pe gambă? Pe amândouă, da. Mersi. 3 minute mai avem până închidem aici, dar nu-i stres, dacă cineva nu e ok, nu înseamnă că trebuie să văd. Nu, am mai avem. Nu, buta, pe aici? Pe aici, că n-am văzut numărul. Nici nu am, mersi. N-aveți? Nu. Nu. No. Te... Nimic. Am crezut că te duci asta. Crampe, chestii. Crampe? Uh-huh. Bagă niște dulce. Ah, nu. Nu-i cu bica. Unde-i crina? Nu știu. Dura scurtă, lungă? E aici la buta, dar... Nu știu pe ce loc e. No, salut, am plecat. Nu, de aici în jos, teoretic, ar trebui să fie ușor. Oh, fie ar să fie de crampe. Cerem de aici. Am ajuns și eu la final. Crina a câștigat cursa. Cât ai făcut? 2.42, deci cu o oră mai repede ca mine. Acum ne luăm ceva de mâncare. Numai să fie bune. Da, bune, normal. Îți bune? Mărit aplauzele noastre pentru că au avut curaj. Da, felicitări! Haideți să vă povestesc câteva cuvinte despre acest concurs. Retezea Sky Race, iată, a ajuns la cea de-a noua ediție. Este un eveniment realizat cu sprijinul primăriei și Consiliului Local Uricani. Ca sponsor la Open General Feminin, tot la Buta, pe locul 3 la feminin, Andra Angel. 3 ore, 12 minute și 8 secunde. Andra Angel! În locul 2, Ionela Dobriță! Terminat cu un timp de 2 ore, 51 de minute și 33 de secunde. Și pe cea mai înaltă poziție, la Open, câștigătoarea cursei de la Buta, cu un timp de 2 ore, 42 de minute și 18 secunde, nimeni alta decât Crina Buzgan, care primește și un premiu special de la Hoka One One. Premiul este 7. O pereche de încălțări, bineînțeles. Și 7.
Ele pilonul central, eu sunt tânăreața și jos. Mai mă bagă pe aici. Bravo, Petre! Bravo, Petre! Ok, iau-ți, se cheamă Hoca One One. Bravo, doamnelor, domnișoarelor, fetelor, felicitări, toată stima. Hai să vedem acum și la băieți ce s-a întâmplat la Open, la traseul Buta, pe locul 3, cu un timp de 2 ore, 17 minute și 25 de... Ajungem la zona podiumului. Aici, un alt sportiv de elită, nimeni altul decât Viorel Pălici! 3 ore, 18 minute și 21 de secunde pentru Viorel! Bravo, Viorel! Locul 2, de asemenea, un mare alergător, un timp de 3 ore, 11 minute, 23 de secunde, nimeni altul decât Bogdan Damian! Bravo, Bogdan! Ok, prieteni! Și pe cea mai înaltă poziție a podiumului, câștigătorul traseului Custura de la Retezea Sky Race 2021, în aplauzele dumneavoastră să vină Leonard Mitrică! 3 ore, 10 minute, 23 de secunde! Bravo, Leo! Din Valea Jiului! Relocat la Brașov, deci alergă și acasă și în deplasare. Bravo, băieți, hai să-i mai aplaudăm încă o dată, să-i ovaționăm, să-i aclamăm, pentru că merită elita sportivii, cei mai buni de astăzi și nu mai de astăzi. În general, ei sunt cei mai buni. Crema alergării montane, o vedeți în fața dumneavoastră, astăzi aici pe podium, la Retezea Sky Race, cea de-a noua ediție. Mulțumim foarte mult, domnilor, spor la... antrenamente, baftă la concursurile următoare!